Hai, gruia! Haide, de! Haide, de! Strânge-le grămadă, așa. Bravo! Șezi? Gata! Gata! Aici! Aici! Hai! Bravo! Lasă-le! Pentru că acum a spuse pe mâncat iarbă crudă, nu să le țin mult, maxim jumătate de oră. Le ducem așa într-o plimbare ușoară și ne întoarcem către casă. Ieduțele nu știu ce să facă cu atâta spațiu. Hai, gruia! Hai, bă! Hai, gruia! Gruia! Haide, mă! Hai! Hai! Haide, de! Haide, de! Haide, de! Hai, Silvi, hai! Hai, mamă, hai! Hai, gruia, dă-le încoace! Dă-le să vie, gruia! O venit în sfârșit primăvara și cred că așteptăm primăvara asta din noiembrie. Dar ne bucurăm tare mult că a început să crească iarba și putem să ieșim ea cu caprele la plimbare. Cred că caprele sunt deja animalele noastre de... animale permanente, nu mai e genul de animale la care, hai că vom vedea cum a fi. Ia uitați-le ce frumos se joacă în fiecare primăvară, bucuria noastră să le vedem alergând, ieduțele. În video de astăzi doar vă arătăm caprele noastre, am scos cele 3 ieduțe de la țap și le-am introdus din nou în turmă. Înainte de a ieși la păscut, toate caprele trebuie să fie tratate cu Butox Pour On, așa se numește. E o soluție care se pune pe spinarea caprei pentru a le feri de muște și mai ales de căpușe. Căpușele astea sunt peste tot, mai ales stau pe firul ierbii și de-abia așteaptă un animal să se aghețe de el. Se mulțesc foarte repede și sunt periculoase chiar și pentru capre. Așa că noi folosim Butox Pour On de 2 ori pe an, 2 sau 3 ori pe an, undeva la 2-3 luni se repetă tratamentul. Asta pe lângă de parazitarea de primăvară, care se face uneori cu Evomec, dar de obicei preferăm să dăm pe gură ceva soluție cu care să le deparazităm înainte de a scoate la pășun. Anul acesta, în iarnă, le-am făcut și primul tratament cu Coglavax pentru anaerobioză și o să-l repetăm de acum în fiecare an. Deci tratamentele ce le facem noi la animale sunt tratamentul pentru anaerobioză o dată pe an, deparazitări de 2 ori pe an, un supliment de vitamine după fătare, ieduțele primesc selevit chiar după fătare, injecție cu seleniu, Butox Pour On pe spate și cam atât. Încercăm să limităm tratamentele la cât mai puține, cât mai puține să fie, ca să avem lapte și produse de calitate și sănătoase de la ele. Unii dintre voi o să spuneți că astea care au un pic de păr așa, care năpârlesc, trebuie deparazitate, dar toate sunt deparazitate. Însă, pentru că adăpostul nostru e mai mult din tablă, ia ce fain sare ieduța aia! Pentru că adăpostul nostru mai rece și peste iarnă le-și îndeasă blana, primăvara când începe să apară căldurica,
Ele încep să năpârlească câte un pic. Ai fost să explorezi zona? Nu, da, te înveți aici cu caprele să stai, da? O să-ți aduc niște cărniță, niște slăninuță să-ți dau și să vezi tu ce fain umblăm noi cu caprele de-am încolo. Mai mergi și cu copiii, da? O fi părcită? Tu scumpă tu, ai un giraj! Ai un giraj micuț și drăguț! Da, sigur că da! Uite cum stă, nu are treabă! Ducă-te, mama! Burtică! Burtică! Nu cred. Și ce, e masculul de la albine sau e? Nu, e masculul de la albine. Ce? Masculul de la albine e trântorul. Și cum arată trântorul? E ca o albine mai mare și mai grasă. Da? Asta e înseamnă ca altceva. E bondar. Lasă, bondurelu! Lasă-l! Hai! Hai, Gluia, hai! Bravo! Dă-le la loc! Dă-le la loc, Gluia! Aici! Haide! Păi dacă s-o ascund, soarele e rece deja. Da, da. Ce faci tu? Ce faci, Măriuca? Duce și mănâncă iarbă. Lasă, nu te tătuita după capre, du-te și mănâncă. De capre mă uit eu după ele. Doamne, ferește, dar de ce nu latri la el? Gurgește la el. Așa se face. Du-te, gurgește la el. Gurgește la el. Dă-le la deal. De la deal.
Dragilor, ăsta e video de astăzi. Eu rămân în continuare cu caprele mele aici la păscut, să mă bucur de ele, să admir ieduțele astea frumoase cum aleargă, să-l văd pe Gruia cum se joacă cu ele. Și îți tare curios să-mi scrieți în comentarii dacă v-ați cumpărat capre recent, cum vă descurcați cu ele. Spuneți-ne ce vă place la capre, pentru că noi știm ce ne place. Faptul că ne dau lapte mult, ne dau lapte bun, îs ușor de întreținut, ușor de crescut. Și ia uite ce atmosferă frumoasă avem noi acum, primăvara. Avem motiv, din nou, încă un motiv să ieșim din casă, să ne bucurăm de natură, de priveliș, de aerul curat și de viața la țară. Aștept comentariile voastre, dați neapărat un like la acest video dacă vreți să ne ajutați cu algoritmul YouTube. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare! Acum, privind ieduțele astea cum aleargă bucuroase de spațiu care le înconjoară, e imposibil să nu ne motiveze și pe noi să fim plini de energie, să punem mâna pe treabă, să lucrăm la țară, că avem de lucru deja, de lucru peste tot. Trebuie să umblăm și cu ele, Andreea face brânzeturi, produse, eu cu mulsul, cu animalele, cu măriu, ca ea colonii, deci lucrări peste tot. Da? Suntem la țară și asta ne place să trăim. Spuneți-le voi de unde ne urmăriți, de la țară sau de la oraș. Ce vă place la videourile noastre, că nouă ne place să filmăm ea, când mai bate soarele așa câte un tic, ioi, tu le-ai, Doamne, bine, mai iese de după câte un nor. Mai înainte am auzit albinele zumzăind în cireș, am umblat pe la ele de dimineață și am văzut că treaba e bună și primăvara ne dă imbolduri puternice. De la loc! Stai, Gruia! Haide acolo, că iarăți o capes, mă! De la loc! Aia e Gruia, bravo! Filmează ieduțele. Așa, bravo Gruia! Dă-le la loc! Dă-le la loc! Dă-le la loc! Dă-le la loc! Ieduțele nu s-ar băga, mu! Ar da tăpă linghi șpir. Dă-le la loc! Dă-le la loc, Gruia! Dă-le la loc! Dă-le la loc! Ia la loc! Hai, mă, să le dăm la loc, mă, Gruia, mă! Ia-le, cum să duc! Hai, da, mă! Hai, Gruia! Gruia! Hai, da, mă! Hai, hai, Gruia! Hai aici! Hai, mă! Hai aici! Hai, da! Bravo! Bravo! Aici! Bravo, mă! Dă-le la loc! Du-te, dă-le la loc!